Ghețarilor. Cu mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbour, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau Insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar Insulele Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în Insulele Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să o uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit... Atenția îmi fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, Jubun Atkins, și 3 oameni. Îi ghici că sunt marinari. Angiu repeta într-una. Ce face? Eu îmi născot și returul. Ascultă-mă pe mine că sunt om serios. 1000 de balere să mă înghidă dacă n-are dreptate Angiu. Și eu vă spun că l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut. Una la mare de 10 ori în muntele Hevergă de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo? Un sfinx adevărat. Deci, da, asta cred. Dar la polul sus, mai trage-l de mânică. Auzi, să vor de râs noaptea. Dar mie îmi place cum povestește Hurliguerly. Are un dar, cu un șef de echipaj ca el, te duci să cauți chiar și Sfinxul de Gheață al Sudului. Boțmanul Hurliguerly are dreptate. N-am mințit, n-am mințit. Ce tot trâncănești acolo? Ce știi tu? Eu ce-a spus Pym. Și Pym n-a mințit. Nici boțmanul Hurliguerly n-a mințit. Sfinxul Ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe. Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pym? Care Pym? Arthur Gordon Pym. Așa-l cheamă. Și el a spus la fel. De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui? Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui, un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-a citit cartea Aventurii lui Gordon Pym? Acolo scrie totul. Dai, nu ajunge cu prostiile. Altă dată să nu mai bei atât, că vezi ce faci? Aiurezi? Eu nu sunt beat. Eu nu aiurez. Ascultă, Hunt, am o idee. Ia dă-l tu aici pe Gordon Pym ăsta, să-l auzim ce spune. Pym, sărmanul Pym. Dacă ar fi aici, el ar spune, da, și că el ar trebui să-l crede. Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există Sfinxul de Gheață. Da. Bravo, Hen, bravo! Jubun Atkins, încă un rând, plătesc eu! Mă uit la voi, oameni în toată cea și... Dar ce să mai vorbim? La urmă, tu că se la dracu de Sfinx cu capul lui cu tot. Mai bine să bem în cinstea noastră, mateloților de pe Halbrane. Ora! Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jubune, te rog să mă prezinți acestor domni. Bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Jeorling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni. American, domnule. Așa pe rând, nu ți-a venit rândul. Domnule Jeorling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Halbrane. Șeful de echipaj... Boțmanul Hörniger, astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul de despărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că eu... A purisită moară neferecată. Tot așa ai rămas, buralibule. Meșterul harponar... Hearn e numele meu, domnule. Iar acesta este... Hearn. ca pe minima teamă Hand, domnule, și atât. Da, îți mulțumesc, Captain. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră. Așa, luați loc. Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule. Da, vă rog, dar cum dracu va venit ideea să ajungeți tocmai pe aici? E o poveste mai lungă, Boțman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul. Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață? Da, meștere Hart. Cred. Ce vă spuneam eu? Că doar dumnealui e om de știință. Domnule Jeorling, cred că glumiți. Nu glumesc deloc, Jubun Atkins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului. 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav. De ce, Boțman? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo? Mie? Hai, date, capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jeorling. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Howard Town, la insulele Kerguelen, la Tristan da Cunha sau la insulele Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajunge chiar până la Marea Antarctică. Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boțman? Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Vreți să... Da. Aș vrea să mă luați cu voi. Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul. Care e numele lui? Lenghi. Cine a pronunțat numele meu? Eu, capitane. Domnul Royal. Bună ziua, Jubun Atkins. Bun venit, capitane. Da, ia loc. Mulțumesc. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jeorling, distinsul meu oaspete. Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan. Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele. Jeorling. Jeorling din Connecticut. Din Connecticut? Da. Și mai exact? Din Hartford. Cunoașteți insula Nantucket? Da, am vizitat-o de mai multe ori. Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe, eroului său, Arthur Gordon Pym. Da. Pym? Pym ați spus, capitane? Hand, ce-i cu tine? Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym. Nu mă întrerupe, Hand. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jeorling? Da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket. Da. Spuneți, roman? Sigur, doar e un roman, nu? Da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat. Și există încă. Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie. Înțeles. Dar Pym, să știți... Pleacă! Capitane, își cerem voie să plecăm și noi. Bine, Hurliguerly. Și trimitem barca înapoi. Înțeles. Să treci, capitane. Vă salut, domnule! La revedere! Să treci, capitane! Vă salut! La revedere! La revedere! Noroc, băieți! Și acum, între noi trei, domnilor. Jubun Atkins, ia-ți un păhărel și vină mai aproape. Da. Bun gin ai, Jubune! La cormoranul verde nu se bea decât băutură, dar mă aprovizionez din magazia Halbrane. Și prietenul meu, comandantul Lenghi, e un cunoscător, nu? Spuneați, domnule Jeorling, că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu? Evident, capitane. Dumneata, ce crezi, Jubun Atkins? Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț. Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Jeorling? Nu, mărturisesc cinstit că nu. E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani, goleta Jane, comandată de fratele meu... Fratele dumneavoastră? Da, domnule Jeorling. Fratele meu... William Guy, culese de pe pava bricului Grampus, 2 oameni leșinați, aproape morți de foame. Când își reveniră în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters. Metis de origine indiană? Exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Jane să se aventureze până în apropierea polului. Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată, care se numea... Tsalal. Da, Tsalal. Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj. Care au murit cu toți. Nu, domnule Jeorling, n-au murit cu toți. Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă. Nu. În arte, așa scrie, dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America, dar n-am dat de el. Am căutat atunci rășelul Vandalia din Illinois, pe metisul acela, Dirk Peters. Și bineînțeles că nu l-am găsit. E adevărat. De unde știți? Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe, sau dacă a existat vreodată, cum ai spune să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice. Ei bine, domnule Jeorling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitanul William Guy, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane. Ce vă face să credeți asta? Uite, acest carnet. Oh. Dar pare să fi stat multă vreme în apă. Ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar, sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Peterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane. Oh, lucrurile se complică. Deloc, aș putea spune dimpotrivă. Nefericitul Peterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată. Jane, insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc. Da. Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede. Extraordinar. Ei, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele? Mărturiseți că sunt de-a dreptul uit. Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Peterson. Da. Și ce intenționați? Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele. Știți ce, capitane? Hai să facem un târg. Ce propuneți? Să ne asociem la această treabă. Nu vă înțeleg, domnule John. Mă voi explica. Da. Iată propunerea mea. Plecăm în căutarea capitanului Janei. Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu-l găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la port. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului. La dracu cu Sfinxul ăsta al ghețarilor. Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Că această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi. Că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăie, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul Ghețarilor. Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi. Atunci primiți, primesc, dar cu o condiție. Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce-am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun! Într-un ceas bun! Într-un ceas bun! Iată-mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după-amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg. Pământ la tribord! Pământ la tribord! Chemați-te, capitan! Martelot la pânte! Pregătiți de manevră! Iată uscatul! Și ce-i cu asta? Crezi că pe aici sunt hanuri în care vor greuri de rom sau de whisky? Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă? Ce se întâmplă? Vulcane submarine? Alarma te luți! Vulcane submarine ai? Acolo deștepților se plimbă care e la casă o turmă de balene. Un boțman la asemenea latitudine, balene. Balenele astea flăcău le fac ce vor. Nu o să-și ceară ție voie să se ducă chiar până la poartă. Capitanul, sosește capitanul. Ce se întâmplă, Hurliguerly? Sentinela de pe Catargu Mare a semnalat până la Tribori. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene. Da? Pregătiți-vă de manevră! Pregătiți-vă de manevră! Toți oamenii la postul lor! Pregătiți de manevră! Toți oamenii la postul lor! Dar ce părere ai, capitane? Pământul ăsta să fie insula Tsalal? După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Jeorling. Dar ce se întâmplă? Hei! Hurliguerly, ce-i acolo? Hei! Capitane! Ce-i, boțman? Vine furtuna, capitane! De-aia fugeau balele! Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei! Strângeți pârzele! Strângeți pârzele! Păstrați focul și săgeata! Focul săgeatelor! Oamenii la locurile lor! Domnule Jeorling, intrați sub punte! E periculos aici! Da, mulțumesc! Strângeți brigantină! Strângeți brigantină! Hei! Hop! Hei! Hop! Salut, Catargul! Om peste bord! Om peste bord! Când ce poate norocicule! Cine a căzut peste bord? Martin Holt, maestru venier, capitane! Și matorotul Pym s-a aruncat după el. Priviți, acolo! Acolo e Holt! Uite-l cu mâna! Mai are 5 pași! 3! Un pas! L-a prins de păr! I-a înghițit un pal! Ce marinar punerea vietul Holt! Iată la răsărit din apă! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă! Așa, întindeți-l aici! Trăiește! A scăpat, dar e leșinat! Unde este Hurliguerly? Sunt aici, capitane! Eu și nevastă mea, pe Neptun! Nici oceanul ăsta înfurețit n-a vrut să mă închidă! E da, la unde dracu s-a băgat Hearn? Hei, Hearn, unde ești? Leticule! Unde-o fi Hearn? Lăsați vorba, băieți! Hurliguerly! Uite-ți de Holt! Iar voi ceilalți treceți la pânze! La pânze! Mergi și cu cârma! Stern! Da, capitan! Faci pe maestrul velier până la însănărușirea lui Holt! Înțeles, capitane! La părâne! La părâne! Ia-ți oamenii și reparați catargul mare! Înțeles, capitane! Iar tu, Francis, scoate-l de hândă unde știi și arul aici! Înțeles, capitane! Vitești, băieți ai, capitane! Unul și unul! Pentru călătoria noastră chiar așa îmi trebuiau, domnule Jeorling! Dar iată că... se limpezește cer, da? Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țără. Ești bun să-mi dai oceanul dumitale? Da, cu plăcere, poftim. De necrezut, formidabil. Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt Lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă. Nu creșteți, capitane, ăsta e Tsalal. Da, tu ești Hunt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt. Nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator. Lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăpădit dacă nu erai tu. Pământ la tribor! Două lege! Pământ la tribor! Două lege! Demarcăm chiar acum! Domnule Jeorling. Da? Vrei să mă însoțești? Da, mai e vorbă, sunt omul dubitar. Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile. Nu se poate, vă rog. Nu, Matelot Hunt, discuți ordinul comandantului? Vreți să mă lăsați pe corabie când eu aveam așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, capitane. Dacă nu mă luați dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și vă ajunge în nopt la Tsalal. Să știți, în nopt și tot ajung acolo. Capitane, dacă el ține cu tot din atinsul să meargă, nu-l opri. Bine, dar e frânt de oboseală. Nu. Pe lupta aceea cu valurile. Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo. Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles. Da. Strângeți arborata! Strângeți arborata! Acorsăm! Două lupi la apă! Pornește luntra, Hunt, și vină după noi. Vezi, domnule Jeorling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe. Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de fumba. Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo? Are un lucru făcut de mâna omenească. Ei, Hunt! Sunt aici, capitane. Urcă-te pe stânca aceea și vezi ce se află în vârful ei. Luați, capitane. Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi, se cațără cu ușurința unei pisici. E drept. Iată-l în vârf. Am găsit aici restul unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți! E posibil, capitane, o etravă? Nu chiar, domnule Jeorling. Și-a mai rămas dintr-o etravă. Hei, Hunt! Aruncă jos! E ceva aici. Ce scrie, domnule Jeorling? Cu greu se poate citi, dar să vedem. A-N-E și mai jos L-E-E Pool. Ce spui? Cum ai zis? Lie Pool. Da, chiar așa. Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este trava Janei. Jane. Și portul Liverpool. Ce? Cu corabia fratele dumitale? Da. Da, domnule Jeorling. A fratele meu. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc de afară. Dar iată dovada că am sperat în zadar. Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm. Tu spui asta, Hunt. Eu? Cine știe ce ne mai ascunde insula asta blestemată? Bine. Strigă pe ceilalți. Da. Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână 4 oameni de pază la luntre. Turii cu noi. Am înțeles. Hai. Dar insula asta nu seamănă deloc acea descrisă de Arthur Pym. Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Jeorling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, un cimitir, dar nu, un câmp plin de oase. Ce s-o fi întâmplat aici? Domnule capitan, veniți repede! Ce, Hunt? S-a mai întâmplat. Iată, priviți scheletul ăsta. Pare al unui animal mic. Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui. Zgardă? O zgardă de câine pe insula Tsalal? Da, capitane, poftiți. Priviți-o mai cu atenție. Dracu, ce vrei să spui cu asta? Scrie ceva aici. Citiți să vedem. Tigru Arthur Pym. Pym. Blestemat să fie acest om care mi-a dus fratele la moarte. Acum nu mai nicio îndoială. Au pierit cu toții aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea! Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm. Ce să mai căutăm, Hunt? Nu se poate. Nu pricep, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort. Dar Pym, Bietul Gordon Pym. Ce-ai spus? Am spus, dar Pym, bietul Pym. Ce vrei cu Pym? Ce tot îmi amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocite au târât pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pym i-a împins la pieire pe toți. Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește, înțelegeți? Am vorbit de Pym, de bietul Pym, nu? Da. Și ce ai să ne spui despre Gordon Pym? Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim. Să nu-l părăsim? Pe cine, omule? Nu te înțeleg. Pe Gordon Pym ar fi crud, prea crud să-l lăsăm așa în voia soartei. Să mergem să-l căutăm. Să-l căutăm? Dar unde? Înțelegeți-mă, pentru asta m-am îmbarcat eu pe Halbrane. Da, pentru a-l regăsi pe bietul Pym. Și unde este el? Poate își doarme somnul de veci chiar în cimitirul orașului său natal. Nu, nu, este acolo unde a rămas singur, singur de tot. Acolo, spre sud. Și de atunci până acum, soarele s-a ridicat de 11 ori deasupra acestui orizont. Tu știi că Arthur Pym e mort. Mort? Nu, ascultați-mă. Cunosc faptele. Înțelegeți-mă, Pym nu este mort. Dar îți repet, scriitorul Edgar Poe susține acest lucru. Da, știu, Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sărmanul Pym. Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau? Nu, nu. Și nu Arthur Pym a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe? Nu, capitane, nu. Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pym din ziua în care se ascunsese pe bordul Grampus, scrise până în ultima clipă. Cine a adus atunci acest jurnal? Cine? Tovarășul lui Pym, acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pym, metisul Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pym. Metisul Dirk Peters? Da. Singur? Singur. Și Arthur Pym ar fi rămas, după spusele tale? Acolo, acolo, spre sud, cum spunea Dirk Peters. Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Unde? La Vandalia, statul Illinois. Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei? Da, da, de la el. Și acest Dirk Peters s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pym în părăsit? S-a întors singur. Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg. Amândoi, Arthur Pym și cu metisul Dirk, erau în Londra luate de pe insula Tsalal. Apoi un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare, putând să se agațe de ghețar, să se urce pe el. Și, înțelegeți-mă, văzu luntra luată de curent și dusă departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață a acoperit-o cu totul. Cum a putut Dirk Peters să se întoarcă înapoi, să treacă banchiza, să reviete dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum? Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame. În insula Tsalal? Da. Cât timp lipsise el de acolo? Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni. După câte spunea Dirk Peters. Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit. Pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janei, pe fratele meu, William Guy, și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el. Nu i-am mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți, pe insulă, Nu mai era nimeni. Nimeni? Nimeni. Dar populația insulei Tsalal? Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie. Pustie? Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen. Și ce-a făcut atunci Dirk Peters? În fundul golfului era o luntre părăsită, în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud, de la sud, și el trecu cercul polar. Și după aceea? După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America. De ajuns. Îmbarcarea! Și vâstiți cu putere să ajungeți pe corabie înainte de lăsarea nopții! Întorcându-ne pe bord, capitanul Lenghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În loc omului doborât de tragicele... Mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordine. Tot echipajul pe punte de la pupă! Aduceți-l aici, pe matelotul Hearn. Ascultă-mă, Hearn, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat? Da. L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani. Timp de 9 ani. Și îți povestea adesea întâmplările acestea? Da. Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu? Nu. E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal? Nu. El credea că William Guy și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock. Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru. Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată? La Vandalia. De mult? Oh, mai mult de 2 ani. Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia? Am părăsit împreună Vandalia. Tu pentru a merge? În insulele Falkland. Și Dirk Peters? El pentru... Pentru? Pentru a merge unde? Vorbește! Tot în insulele Falkland. Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat. Da. Unde este acum Dirk Peters? În fața dumneavoastră. Își închipuie oricine mirarea care mi-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Lenghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște deplină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gene. Când deodată Mă șinții ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a dus la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, pocăniră pe puntea corabiei. Domnule capitan! Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire! Vai de noi, ce ne facem? Tăcere! Tăcere! Spune, Stern, ce e? Nenorocire! Am fost luați pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centru de greutate. Aprindeți pe lunarele mari! Pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine! Sunt aici, capitane! Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia 2-3 din mateloții vechi și cercetează situația de la cupă! Adereți, capitane! Stern! Verici! Brown! La mine! Hai! Celorlalți? Le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați! Îți spui, Boțman, ce-ați auzit? Suntem salvați. Da. Terbrena noastră a nimerit într-o despicătură de pe spunerea Ghețar. Este înțepelită acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. E, de aici nici dracu nu mai scoate. E, de... Numai dacă nu i-ar reveni vreo idee a icebergului să se dea iar peste cap, atunci ar fi cam albat. Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea, dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj, la ordine, capitane. Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie. Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici. În scurtă vreme, descărcarea de pe corabia eșuată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață. Nu vă este frig aici, domnule Jeorling? Dumneata ești Hurliguerly. În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Icebergul ăsta e mai capricios ca o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea el. Da, e drept. Abar n-avem unde vom ajunge. E, cine s-ar fi gândit, domnule Jeorling, atunci când Halbrane părăsea insulele Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cu coțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și luntrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer. Ai dreptate, Boțman. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările australe. Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jeorling. Ei, și tare mă tem. Cum și dumneata, Boțman? Dumneata, omul cel mai încrezător, te temi? Ah, dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jeorling, rău n-ar fi atât de mare. Oare și echipajul? Da, și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar. Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii? Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt. Dar ce vrei să spui, Boțman? În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. S-au observat cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful velier îi acordă destul atenție. Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influențat de Hearn, nici să-i urmeze sfatul. Dacă harponarul ar încerca să-i îndemne pe oameni la revoltă... Nu, fără îndoială, domnule Jeorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hearn este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el. Îmi pare rău pentru Holt, Boțman. Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajunseră la ureche câteva frânturi din conversația lor? Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Hurliguerly. E bine, în timp ce plecărau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hearn spunea, meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile, după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pym, al nebunului ăluia. Și ce a răspuns Martin Holt? A răspuns cam așa. Nici nu știu ce încăpățână aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pym. Cum l-a convins pe William Guy să se ducă până la pol. unde și-a găsit pieirea. Și Hearn ce-a mai zis? A mai zis: dacă metisul va cire una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt. Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, boss? Atâta tot, domnule Jeorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră. Da? Dar și la ce concluzie ai ajuns? Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hearn ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt. Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hearn? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marini echipajului? Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Dar nu-l slăbesc. E, dar ia te uită. Ce se întâmplă acolo? Noi ne-am săturat! Așa nu mai merge! Darul ne amățește! Urchile cu vârful! Își bate joc de noi! Aia, mateloți, înapoi! Niciun pas! Vrem lefurile noastre! Vrem să ne întorcem acasă! Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful meticilor! Mai bine l-o vor în piele! Să-l aruncăm la ceastră! Cine a spus vorbele astea? Eu! Acum, Hearn! Da! Miserabile, înapoi! Dacă mai faci un pas, te curăț canalii! Nemernicule! Vrem să vorbim cu capitanul! Hai cu toți la el! Hai cu toți la el! Tăcere! Cine a vrut să-mi vorbească? Hei! Mateloți! Dați-i drumul! Cine dorește să-mi vorbească? Eu! Da. Și altcineva? Și eu! Și dumneata, Holt! Bine! Mă ascult! Începeți! Spune, Hearn! Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. Învoiala noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, capitane. Învoiala noastră a fost până la insula Tsalal. Minți, Hearn! V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau. Nu e adevărat! Nu mă întrerupe! Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? A? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în fama icebergului și dintr-o clipă în alta... Se prăbărește în apă! Aducem crâna oasele! E dur! E dur! Hai de noi! Pe aici te rămâi oasele! Pe aici te rămâi oasele! Mateloți! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Halbrane nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum, trebuie să... Nu vrem să știm de nimic! Așa e, nu vrem să știm! Vom pleca acasă! Are dreptate! Cum? Și tu, Holt! Și tu ești cu Hearn! Și tu, vechiul meu tovarăș! Eu... ce să zic... vreau să mă întorc acasă! Avem o lutre! S-o folosim! Așa e! Cine are curaj să vină cu mine la lutre? Nu! Să nu puneți mâna de luntre! La luntre! La luntre! Șteți-l pe metil! Luați luntrea! Să plecăm acasă! Nu! Nu mă lau! Înapoi! Înapoi că vreau! Înapoi! Înapoi! Au luat luntrea. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Halbrane dispărută pentru totdeauna. În dimineața următoare mă pomeni cu Hurliguerly, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit: "Hai, domnule Jeorling, trebuie să purtăm doliu." "Doliu, Hurliguerly? După cine?" "După poporul sud, care nu i-am zărit nici nasul." "Da, dar?" "Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră." "E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins tocmai în clipa când treceam noi." "Iată pierdută ocazie cu care cred că nu o să ne mai întâlnim." "Chiar așa, domnule Jeorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre." "Faci niște comparații minunate, Boțman." "Și la cele ce am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu un prasnic, în loc să cremească spre cormoranul." "Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici doar Peters pe sărmanul lui Pym." "Dar asta-i, Boțman. Ce face metisul? L-ai văzut? E rănit grav?" Are nimic. A mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată-l că vine în fugă." "Ce-ai dat, băiat? Veniți încoace." "Ce s-a întâmplat?" "În lungul coastei se vede o barcă." "O barcă?" "Da." "Să fie aceea corăbii noastre? Luni trecut că au fugit?" Nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului." "Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not." "Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk!" "Capitane, vă rog, eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi. Dirk. Dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea... Dirk. Fără Pym, fără bietul meu... Vino-ți în fire, omule!" "Dirk! A sărit! A sărit în apă! E nebun! Ce dracu face!" "Acum a făcut-o, a făcut-o! Uite-l că a ieșit la suprafață! Hai, Dirk, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas! Mamă, lui scaraoții! Cu barca asta putem pleca toți! Ah, ce dorme de un whisky! În salea mare a cormoranului verde! Hai, Dirk! Hai, mai enițel! Încă puțin, băiatul, încă puțin! Ah, uite că a ajuns sau! Bravo! Ura! Băiatul, vină un coa! Așa! Vâslește mai cu putere! Mai cu putere! Oh, să mă ia drapul de mie de ori, dacă omul ăsta e chiar Hercule, sau al nepotului. Oricum e grozav, e grozav, uite că abostează. Hai să-l ajutăm. Haide! Capitane, capitane, i-am găsit pe toți, pe toți. Ce spui, Dirk?" "Capitanul William Guy, fratele dumitale." "Fratele meu?" Da. E fratele meu. Trăiește, Dirk, mai trăiește. Trăiește, toți. Nu mai bine. Bietul meu, Arthur Pym, nu e pe nicăieri." La 2 zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne întocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de metis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezară în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi, îmbibat într-o rășină, care în contact cu apa se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său, Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând: "Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym." "E Sfinxul! Ce? E Sfinxul Ghețarilor. Sfinxul. Sfinxul. Ei, da. Dar ce se întâmplă? Ancora bărcii a țâșnit înainte de netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de partea stă să se rupă. Tai lanțul, Hurliguerly, altfel ne sfărâmăm. Aoleu, mi-a smuls creștile. Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el. Și cu ce forță! Mi-a spărat ceasul din buzular. Pușca-ne! Și mașina de gătit! Și oarele zboară! Și e dracomenii! Apoac ne-i vin de tăr! Ah, ia uitați-vă aici, da. Luntrea Halbrane, luntrea cu care au fugit. Adică cea mai rămas din ea. Priviți, da. Priviți-o cum zace sfârmată. Ia uitați-vă, toată cerăria pare smulsă. Și oamenii? Uite-i și pe ei, capitani. Uite-l pe Hearn și dincoace Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcut? Cine știe? Or fi murit de foame, pe când se mai afla un larg. Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici. S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți. Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales cum dilipsește toată cirăria? Ce părere aveți, domnule Jeorling? Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență. Să rămână doi oameni de pază lângă barcă. Da. Iar noi să ne continuăm cercetarea. Am înțeles. Masivul are forma unui sfinx. Da. Un sfinx de culoarea funinginei, ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar. Da. Ah, un magnet! Cum? Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet, cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș. El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil. Da, și tot el a atras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă, dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier. Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Guy? Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chibzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolii, da, care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului. Acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile antarctice. Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste. Da, da, da. Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate, da, pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate, magnetizată la poli, se scurge în permanență spre pământ. Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult? Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului. Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Jeorling? Nu, nu, la niciun. Bine. Atunci să mergem într-acolo. aruncă cu purtișagul, hotule! Capitane, da. Capitane, domnule Jeorling, da? Ia priviți acolo, acolo, lângă lava aceea uriașă. Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo? Pym! Cum? Dragul meu, Pym, oh. Uite ce sale este din el. Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă, e Pym? Copilul meu, dragul meu, Pym, te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima, mă sufoc. Nu mai pot. Țineți-o să nu cazi. Stai, Dirk. Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta. Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Pym, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pym. Dar viu. Sărman. S-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.